Că statul îi spune unui profesor, n-am bă să-ți dau, n-am bă profesorii să-ți dau. Dar găsește bani pentru cea mai omărâtă amantă de politician și pune în traistă de patru ori mai mult decât are un profesor debutant salariu. Ce să înțeleagă oamenii ăștia? Revalor anunțată poate deranjează mulți părinți, însă dacă ai noștri copii ar înțelege că este vorba despre viitorul lor, atunci ar face și ei grevă. Pentru că avem pretenția ca profesorii să vină îmbrăcați bine în fața copiilor noștri, să fie curați, să fi citit câteva biblioteci de cărți, să știe de toate, să învețe bine. Dar cu ce? În condițiile în care cel mai amărât șofer de la Ministerul Educației are salariu cu minim 1000 de lei mai mare decât un profesor gradul 1 cu 25 de ani vechime. Asta este o nedreptate și merită sprijiniți. Nu vor reuși să ajungem așa la nivelul țărilor despre care spunem mai de bine, pe care le aplaudăm, bătându-ne joc de profesori. Trebuie să-i susținem. Oricât am încercat să spunem altfel, sistemul de educație este temelia oricărui stat care s-a dezvoltat. Și când Statuși bate joc de învățătorii săi, de profesorii săi, își bate joc de fapt de copiii noștri.